colecție reprezentativă cu arme, începând cu secolul al XV-lea până la începutul secolului al XX-lea, din toate continentele. Avem aici o parte din această colecție cuprinzând armele de vânătoare și am făcut în premieră acest proiect expozițional, deci nu s-a făcut la Peleș, nu s-a făcut în altă parte, domnul director Ursu ne-a cerut să venim cu ceva nou și am venit. Probabil că va fi itinerat și în alte muzee din țară. Aici este o mică secțiune a armelor de vânătoare, dar nu numai armelor, ci și a ustensilelor și a altor echipamente, tolbe și așa mai departe, cornuri de vânătoare. În piesele de mobilier foarte interesante sunt scaunele din acea garnitură expuse în mijlocul sălii comandate special pentru castelul Peleș cu efigii de vânat și sigur că da, excepționalele, spunem noi, piese de armurerie aflate aici, cu totul și cu totul deosebite și prețioase. Vă rog să vă uitați cu atenție la ele. Ele sunt nu numai arme de vânătoare, sunt și adevărate opere de artă. Ne-am străduit ca în fiecare vitrină să recompunem o atmosferă de epocă, începând cu secolul XVI și până la începutul secolului XX. Așa cum s-a spus, obiectul, obiectele, fiecare dintre ele, își are propria lui poveste, de meșteșug dus până la artă, cu un decor care îl transformă într-o bijuterie dincolo de funcționalitatea sa practică. Am recompus în zona centrală un mic popas de vânătoare cu obiecte de, evident, de la Muzeul Național Peleș și am dat cumva, nu întâietate, dar am vrut să punem în evidență frumusețea vitraliilor de la Castelul Peleș, cu scene de vânătoare, cu prinți îmbrăcați în haine de epocă. Expoziția stă la Suceava până în 6 octombrie. Biletul de intrare costă 4 lei. Elevii și studenții vor plăti 1 leu pentru bilet.